Colegi de generație, prieteni, dar și adversari politici au adus astăzi un ultim omagiu fostului lider PNL, Mircea Ionescu Chintus. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la capela Bisericii Buna Vestire din Ploiești. Sute de oameni au mers în Ploiești să-și ia adio de la seniorul liberal. Cu lacrimi în ochi, rude, prieteni, foști colegi sau admiratori ai liberalului au trecut prin fața sicriului pentru a-i aduce un ultim omagiu. Coroane cu flori au fost trimise din toate părțile țării. Au sosit și din partea președintelui și premierului. Fostul coleg al liberalului, Valeriu Stoica, și-a amintit de fostul ministru ca de un om vesel și bun. Politicianul nu a uitat să amintească de forța politică a seniorului care a asigurat supraviețuirea PNL. Mircea Ionescu Chintus a fost un om extraordinar. A fost bun om, a fost plin de umor. PNL păstrează memoria lui Mircea Ionescu Chintus. A supraviețuit în primul rând prin diplomația și prin abilitatea președintelui Mircea Ionescu Chintus. Cred că politica va fi diferită. Eu sper ca cu acest simbol al domnului Chintus să redescoperim politica adevărată, care era atunci când domnia sa era senator. Liberalul s-a stins din viață exact în ziua Congresului Național al Partidului. Ne așteptam poate să se întâmple acest eveniment. Ciudat e momentul în care el s-a întâmplat. Vedeți, există Dumnezeu. Poate și acest moment în care s-a întâmplat a arătat legătura lui foarte mare cu acest partid. În București, Partidul Național Liberal a deschis o carte de condoleanțe în memoria fostului senator. Cei care au dorit să-i aducă un ultim omagiu politicianului au putut să o facă și în capitală. Mircea Ionescu Chintus a fost un important om politic, a fost ministru al justiției în guvernul Stolojan și președintele Partidului Național Liberal timp de 8 ani. Tatiana Lipkin se află la Biserica Buna Vestire din Ploiești. Tatiana. Sicriul cu trupul neînsuflețit al seniorului liberal Mircea Ionescu Chintus a fost depus în jurul orei 12 aici la Biserica Buna Vestire din Ploiești. Se și a rămas bun, au venit în jur de 100 de persoane, printre ei și colegi de partid. L-am văzut aici pe Eduard Helvig, dar și Valeriu Stoica, fostul lider al PNL. Ambii au depus câte o coroană de flori în memoria lui Mircea Ionescu Chintus. Mai spre seara aici va veni și Ludovic Orban, dar și alți membri ai Partidului Național Liberal. Au ajuns la fel la biserica de aici și membrii din Partidul Social Democrat, care spun că în asemenea momente nu există opoziție. De altfel, la intrarea în biserică a fost deschisă și o carte de condolianțe în care cei care îl cunoșteau pe liberalul Mircea Ionescu Chintus pot să-i aducă un ultim omagiu. Seniorul liberal va fi înmormântat mâine în jurul orei 12 la cimitirul Vișoara. El a decedat vineri la vârsta de 100 de ani.